Hello, hello, bine v-am regăsit, dragii mei raci. În primul rând, la mulți ani tuturor racilor care urmează să-și sărbătorească ziua de naștere în luna iunie sau în iulie, bineînțeles. Am schimbat puțin formatul citirilor voastre de tarot. Sper să vă placă acest format nou. Începem ca de obicei cu acest set de cărți cu care v-am obișnuit. Hai să vedem, dragii mei raci, energia generală pentru voi, pentru luna iulie, fiindcă aceasta va fi citirea voastră de tarot pentru iulie, pentru toți cei care aveți zodia rac, ascendentul sau luna natală în semnul zodiacal al racului. Avem trei cărți aici pentru voi, ok. Au ieșit niște energii interesante, în primul rând cartea de opoziție, de confruntare în domeniul vieții voastre private, în casa voastră, în locuința voastră. E posibil să aveți niște divergențe de opinii, niște confruntări, niște tensiuni între voi și cineva din zodia Leu. Sau, în egală măsură, e foarte posibil să aveți parte de tot felul de divergențe și discuții în contradictoriu cu membrii din familia voastră, referitor la finanțe, la bani, la bugetul familiei, poate referitor la niște investiții în casă, în locuință, în cămin, poate voi vreți să renovați ceva, soțul, soția nu consideră că acum e momentul potrivit sau dimpotrivă, voi vreți să mergeți în concediu, iar partenerul sau partenera voastră de viață ar vrea să facă ceva pe lângă casă. Aici sunt niște opinii contradictorii cu privire la bugetul vostru și ce ar trebui să faceți cu acești bani. Hai să vedem ce au de spus și cărțile de tarot pentru voi, dragii mei raci, pentru luna iulie. Hai să vedem niște mesaje de la cărțile de tarot. În primul rând avem aici treiul de săbi, o nemulțumire, șaptele de monede, o nemulțumire referitoare la viteza cu care se desfășoară anumite lucruri în viața voastră. Sunteți nemulțumiți că lucrurile stagnează, poate ceva întârzie, poate o mărire de salariu întârzie sau poate actele pentru a vă achiziționa o locuință sau ceva de mersuri legale, ceva de mersuri legislative, ceva ce nu e neapărat în puterea voastră de a decide sau de a controla. Dar aceste întârzieri vă provoacă niște dureri, niște nemulțumiri, pentru că voi sunteți pregătiți cu hierofantul aici, cu Marele Preot, să treceți la următorul nivel de stabilitate în viața voastră. Chiar cu această regină de pute vă doriți foarte mult această stabilitate, sunteți foarte entuziasmați de următorul capitol din viața voastră și sunteți cam nerăbdători. Cam asta e energia pe care o văd eu aici, foarte multă nerăbdare, pentru că următoarea etapă a vieții voastre vă entuziasmează foarte mult. Cu patrule de bâte voi deja vedeți luminița de la capătul tunelului, aveți aici un vis foarte fain, foarte mișto pentru care vă luptați. Vă doriți mai multă stabilitate în viața voastră, mai multă fericire în casă, în cămin, în locuință, în familie. Și vedeți acest vis aproape că puteți să-l simțiți, să-l mirosiți, să-l gustați, dar în egală măsură e atât de aproape și e atât de departe și chestia asta vă cam frustrează. Sfatul cărților aici de la baza pachetului cu asul de bâte este să nu vă lăsați bătuți, nu vă dați bătuți, pentru că merită, într-adevăr visul vostru merită și chiar dacă lucrurile se mișcă un pic mai încet, asta nu înseamnă că nu se vor întâmpla, dimpotrivă. Mai este aici așa a doua, așa a treia, așa a patra șansă de a obține exact ceea ce vă doriți voi, de a face exact ceea ce vă doriți voi, de a manipula cumva lucrurile sau situația astfel încât să iasă așa cum visați voi. Trebuie doar să aveți foarte multă încredere în viziunea voastră, hai să spunem așa. Și atunci, într-adevăr, lucrurile se vor materializa cu arcana majoră lumea, cu foarte multă stabilitate, cu foarte multă bucurie, fericire și susținere, da? Dacă faceți lucrurile cu cap, dacă lăsați ca lucrurile să se desfășoare toate la timpul lor și nu grăbiți anumite etape, nu săriți anumite etape în procesul acesta în care vă aflați, indiferent care e procesul ăsta, că poate unii dintre voi sunteți la început de relație
și ați vrea să săriți peste toate etapele astea de la început, dintr-o dată să vă mutați împreună și să începeți să trăiți împreună viața aia de cuplu pe care o visați. Alții sunteți deja căsătoriți. Poate vreți să faceți un copil și vreți, mâine ați vrea să aduceți copilul de la maternitate, dacă se poate. Alții sunteți pregătiți să vă schimbați jobul și sunteți nerăbdători, nu mai aveți răbdare să vină oferta, să semnați contractul, să începeți ceva. Alții vreți să vă începeți propria voastră afacere și, din nou, sunteți foarte nerăbdători. Alții vreți să vă luați o casă și vă exasperează cât de mult durează toate chestiile astea legale, da? Indiferent de situația voastră de viață, indiferent care e planul acesta, țelul acesta pentru care luptați, dacă aveți răbdare și nu săriți peste anumite etape, o să aveți și foarte multă susținere de la oamenii din jurul vostru, de la prieteni, de la familie, de la vecini, de la cunoscuți, de la toată lumea. Da, important este să nu vă impacientați și să nu săriți peste anumite etape. Asta mi-arată aici și 8 de săbi, că vă e frică. Vă e frică că dacă nu bateți fierul cât e cald, dacă nu se materializează totul acum, poate că ratați o șansă. Dar nu e așa, pentru că aici ce al tău e pus deoparte. Cam asta mi-arată cărțile. Și regele de săbi îți cere să acționezi cu cap, cu... să ai un foarte bun plan, un plan foarte bine pus la punct, hai să spunem așa. Asta vrea regele de săbi să vadă de la tine. Că ai un plan foarte bine pus la punct și că înțelegi că uneori îți apare roșu la semafor sau un semn de stop sau încedează trecerea în drumul tău către a obține ceea ce tu îți dorești și că și aceste semne de circulație, cu ghilimele de rigoare, să le spunem așa, au rolul lor și trebuie să le urmezi îndeaproape și să faci lucrurile ca la carte. Da, cam asta ți se cere. Cu treiul de bâte, văd că tu aștepți de foarte mult timp această etapă a vieții tale și acum înțeleg de ce și nerăbdarea. Că te gândești, ok, da, când o să mi se întâmple și mie? Când o să mă bucur și eu? Când o să fiu și eu cel sau cea care primește toată răsplata universului? Când o să fiu și eu cel sau cea care se bucură și care e sărbătorit sau sărbătorită? Răspunsul este mai devreme decât ți-ai imagina. Lucrurile bune vin. Tu le simți. Asta mi-arată și aici acest rege de bâte, le simți, dar ai răbdare. De ce? Pentru că dacă nu ai răbdare și nu faci lucrurile cu cap, atunci, practic, nu acord suficient timp ca fundația vieții astea pe care tu vrei să o construiești în viitor să se așeze și vei construi totul pe o fundație instabilă. Doiul de bâte mi-arată de asemenea că în decursul lunii iulie o să ai de făcut foarte multe alegeri și dacă faci aceste alegeri cu cap, o să-ți aducă mai mulți bani, dar, în egală măsură, adu-ți aminte aici că pentru viața pe care tu vrei să o construiești de acum înainte, nu mai poți să iei alegerile de unul sau de una singură. Trebuie să ții cont și de familia ta, de partener, parteneră, trebuie să-ți schimbi un pic modul tău de abordare a deciziilor importante din viața ta, pentru că nu mai ești singur, dragul meu rac. Uite că a ieșit și cartea care te reprezintă pe tine. Și aici, oarecum așa, mesajul de final pentru raci, pentru luna iulie, ar fi că dacă vrei să ajungi la țelul tău, la obiectivul tău repede, fă această călătorie de unul sau de una singură. Dar dacă vrei să ajungi la țelul sau la obiectivul tău fericit, împlinit, bucuros, mulțumit, atunci fă această călătorie cu îndrăgostiții împreună cu cineva. Și uneori va trebui să mergi mai repede, uneori va trebui să mergi mai încet, să-ți ajustezi tempo-ul în funcție de persoana de lângă tine. Vă mulțumesc, dragii mei raci, vă doresc foarte mult succes, nu uitați like, share, subscribe și vă aștept și în următoarele filmări. Pa, pa!